Avertisment sumbru din partea președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, a transmis că mulți oameni și-ar putea pierde viața din cauza pandemiei dacă Donald Trump va continua să blocheze eforturile privind transferul puterii. What do you see as the biggest threat to your transition right now, given President Trump's unprecedented attempt to obstruct and delay a smooth transfer of power? More people may die if we don't coordinate. If we have to wait until January 20th to start that planning, it puts us behind over a month, month and a half. Joe Biden a susținut un discurs la Wilmington, Delaware, iar la sfârșit a răspuns la întrebările jurnaliștilor. El a salutat progresele privind dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19 și a transmis că directorii generali ai unor companii de top din SUA și liderii de sindicat sunt gata să se unească. Totodată, președintele ales al Statelor Unite a susținut că tranziția prezidențială ar avea loc mult mai ușor dacă Donald Trump ar fi dispus să coopereze. El a îndemnat Congresul să adopte un program de sprijin în pandemie și pe oameni să participe în număr redus la reuniunile de ziua recunoștinței. Statele Unite sunt de multe luni de zile pe primul loc la cel mai mare număr de cazuri. Până acum au fost înregistrate peste 11,5 milioane de cazuri de coronavirus și peste 252.000 de oameni au murit după ce au fost infectați cu SARS-CoV-2.